În acea zi, sufletul lui Andrei era deosebit de prost și mohorât. Oricât de mult s-ar fi luptat cu gândurile triste, amintirile îl tot bântuia, astăzi este 2 iulie, a două zi din iulie. A fost o întâlnire pe care nu a putut să o uite, oricât de mult ar fi încercat. Aniversarea căsătoriei sale cu Ana, cu șapte ani în urmă, fusese cea mai frumoasă zi din viața lui. Atunci a pus inelul pe degetul miresei sale, după care aceasta a devenit soția lui legitimă. Ce fericiți erau atunci! Andrei nu se mai sătura de soția lui. Era întotdeauna atât de frumoasă, dar în acea zi. Rochea luxuriantă albă ca zăpada, fata fără greutate, coroana de flori albe care îi împodobea părul lung, era absolut fermecătoare. Andrei nu se putea abține și, din când în când, se grăbea să o sărute, fără să aștepte strigătele lui Amar. Iar oaspeții amețiți râdeau cu bună știință de el pentru asta. Nu-i păsa de nimic. O iubea pe Ana mai mult decât viața și și-a jurat în acea zi că o va face cu siguranță fericită. La nuntă au fost atât de mulți invitați, prieteni, colegi, rude și prieteni, dar nu era nimeni din familia lui. Tatăl său a refuzat să vină la nuntă, iar mamei sale i-a interzis, de asemenea, să vină. Părinții săi nu au acceptat niciodată mireasa fiului lor, o femeie de rând nedemnă de băiatul lor de aur. Dar acest lucru nu l-a deranjat uși de puțin. Nu voiau să vină cauza ei. Totuși, nimic și nimeni nu-i putea strica această zi, această sărbătoare. Andrei s-a născut într-adevăr, cum se spune, cu o lingură de aur în gură. Tatăl său a fost un politician celebru, un om de afaceri și un filantrop cunoscut în oraș. Tânăr, îngrijit. Întotdeauna a atras atenția femeilor. Amantele lui nu se revărsau, iar mama lui Andrei știa acest lucru, dar se prefăcea că totul e bine în familia lor. Acesta era obiceiul lor, Mama lui Andrei nu lucra, dar își petrecea mult timp făcând acte de caritate și pozând pentru reviste mondene. Arăta uluitor pentru anii ei. Un merit al chirurgilor plasticeni și al celor mai bune saloane de înfrumusețare. Angelina strălucea adesea la recepții de tot felul. Lingușitorii ei o numeau o icoană a stilului și suspinau invidioși la vederea bijuteriilor ei. Andrei a fost singurul lor fiu, este de la sine înțeles că încă din copilărie a simțit că a fost ales spre deosebire de ceilalți. În timp ce colegii să mergeau la grădiniță, el a petrecut timp cu bone și meditatori, cursuri de engleză și franceză de la vârsta de trei ani. Piscină, sport, șah, mai târziu cluburi de informatică, matematică și economie de bază. În loc să urmeze o școală secundară normală, a urmat o școală privată de limbi străine. Majoritatea disciplinelor erau predate în limbi străine, iar profesorii erau candidați, profesori asistenți și alte personalități, care fusese răracolați din mizerabilele lor instituții de învățământ superior pentru a-și câștiga existența. Colegii de clasă erau și ei majori. Răsfățați care se lăudau între ei cu gajturile și averile taților lor. Școlarizarea era, de asemenea, plătită, iar uniformele școlare costau aproximativ 1000 de dolari. Doar câțiva aleși puteau intra, chiar și un om bogat, mai mari. Trebuia să treacă un examen de admitere ca la o universitate și să fie intervievat de director. Ana a intrat în această școală încă din clasa 11, din întâmplare. O fată talentată, o elevă excelentă a strălucit la Olimpiada Regională. Unde a obținut locul întâi? Administrația a decis să o încurajeze pe fată, transferând-o la acest gimnaziu de elită și luând în considerare toate cheltuielile. De îndată ce a venit a intrat în clasă, Andrei și-a dat seama imediat că s-a pierdut. Nu, nu era surprins de felul în care arăta, frumusețile tinere se învârteau constant în jurul lui, Colegele de clasă erau valoroși, eleganți. Dar Ana avea ceva care o deosebea de restul, ceva real, deloc fals, natural și deschis. Și asta în ciuda faptului că uniforma ei, deși era conformă cu codul școlii, era clar că nu era nouă și fusese deja purtată. Hopa. A glumit cineva în timp ce profesorul clasei le făcea cunoștință cu noua elevă. Și de unde a apărut un astfel de prichindel? Din piața. Sobolev. L-a pocnit profesorul. Taci acum. Să vă fie rușine. La noi nu ești întâmpinat de hainele tale, ci de mintea ta. Mai bine după haine. Ceilalți colegi de clasă au chicotit. E înfricoșător să fii în aceeași cameră cu sperietoarea aia. Profesoara a ridicat vocea și a bătut cu un stilou de birou. Oprește-te imediat! Pe tot parcursul acestei altercații, Ana a stat în picioare fără să scoată un sunet. Entuziasmul ei era dat doar de buzele și genele care îi tremurau ușor. Ce gene avea, Andrei a putut vedea chiar și de pe scaunul lui. Lungi ca niște săgeți, negre ca o pană de cioară. Ana, I s-a adresat cu afecțiune învățătoarea clasei. Poți alege orice loc liber. Noua venită s-a deplasat cu ezitare de-a lungul rândurilor. Dar, pe măsură ce se apropia, toți elevii care stăteau jos, unul câte unul, și-au pus și ei cu sfidare ghiozdanele și gențile pe masa vecină, dând de înțeles că locul era ocupat. Nu și pentru mine. Nici eu, te rog. Nu te apropia de mine, bine. Altfel, mă tem că o să iau ceva pe gât de la tine. Ascultă, am simțit cumva miros de bălegar în clasă. Da, noua noastră a fost cea care a adus cu ea mirosurile din satul ei natal. Andrei stătea strâns în dinți, supărat pe el însuși. Era enervat de glumele stupide, de glumele colegilor de clasă stăteau acolo, râzând ca niște clovni, distrându-se. Grădiniță! Dar nici măcar pe colegii săi nu era cel mai supărat, ci pe el însuși. A fost propria lașitate care l-a enervat. Ce-ar fi trebuit să latre la colegii care râdeau acum? Andrei era respectat în clasă, părerea lui era ascultată, respectată, dar nu striga niciodată nimic, și-a imaginat pentru o clipă cum ar porni peste el proștieia, strigând. Fluierând din cauza haligantismului. Ce, Andrei? Te atrăgea exoticul. Spune mai târziu cum e, Ana încă se călca confuză printre rândurile de birouri, neștiind unde să se așeze. Obrașii erau înroșiți de umilință, iar ochii scânteiau suspicios, ca și cum s-ar fi luptat să nu plângă. Andrei stătea și el singur. Și-a făcut curaj și era pe punctul de a o invita pe fată la biroul său, dar a fost depășit. Iurie a făcut cu mâna fetei noi și a spus. Fei, drăguță, vino să stai cu mine. Și-a zâmbit mai degrabă. Pe fața ei se vedea clar că nu prea avea încredere în Iurie. Îi privea cu precauție zâmbetul și postura impunătoare, aprecindu-i tonul fanfaron, dar nu avea de ales în această privință. Nimeni altcineva nu a vrut să stea cu ea. Sau mai degrabă, nimeni altcineva, cu excepția lui Andrei. Stai jos cu mine, a mai spus el, învingându-și timiditatea. Iurie însă s-a indignat. Nu, prietene, te-ai trezit târziu. Trebuia mai repede. Corect, Ana. Și a făcut cu ochiul în mod semnificativ. Este nouă. S-a așezat lângă iurie, încercând să nu întâlnească privirile nimănui, și a început să scoată în tăcere un caiet din geantă. Geanta ei a stârnit din nou amuzament în clasă. Nu trebuie să o fi văzut la cumpărături la piață. Iurie, ai grijă cu ea, sau poate că sărăcia se transmite prin picături de aer. Poate într-o săptămână vei începe să vorbești ca ea. Și să mănânci chebureci din corturi și șauarma cumpărată. Ei bine! Destul, destul! Învățătoarea a bătut din nou cu pixul pe masă, încercând să-i calmeze pe copii. Nu a fost ușor pentru profesorii. Părinții au plătit atât de mult pentru educația odraslelor lor încât era indecent să țit la ei. Elevii își simțeau puterea asupra profesorilor și o foloseau la maximum. Erau abuziv verbal, sfidători și se comportau adesea în general. Cu toate acestea, dacă profesorul reușește totuși să intereseze pe elevi, să le prezinte materialul într-un mod neobișnuit și original. Elevii au ascultat cu atenție și au studiat cu adevărat cu sârguință. Nivelul de cunoștințe primit în a fost într-adevăr ridicat. Deci să începem un nou subiect. Dar asta e, toți copiii au făcut scandal și vor mai face. Să ne deschidem caietele și să notăm subiectul. Andrei s-a uitat pe furiș la fata cea nouă care stătea pe culoarul de vizavi de el, îi putea vedea profilul delicat, buzele ei roz, ispititor de roz, obrașii ei încă rotunșiți ca de copil. Nici el însuși nu știa ce era atât de special la această ană. De ce i-a trăsese imediat atenția, dar chiar nu-și putea lua ochii de la ea. Fata cea nouă nu avea o relație cu nimeni din clasă. Ei bine, asta era destul de previzibil. Toți tinerii majori au strâmbat din nas la ea, iar dacă au observat, a fost și mai rău, pentru că imediat au început hărțuielile, bat jocurile răutăcioase. De exemplu, în timpul pozlor, Ana stătea adesea lângă fereastra de pe coridor și citea o carte groasă. Acest lucru a servit ca un alt motiv pentru a râde cu poftă. Uită-te la ea acum citește, Ați văzut ce carte ține în mână. Cred că e de la străbunica ei, coperta e pe cale să se rupă. Trebuie să fie o fermieră colectivă, nici măcar nu știe ce este un cititor electronic. Nu are nici măcar un telefon decent. În cantină, când își mâncau porția, și ea era batjocorită tot timpul. Uite cum știe să țină tacămurile. Trebuie să fie angajat un meditator pentru bunele maniere înainte de a veni la gimnaziul nostru. Da, e obișnuită să-și mănânce propria pâine. Nu-i așa? De mai multe ori, acest tip de batjocură s-a terminat cu ea aruncând pur și simplu o furculiță pe masă și fugind de la cantină. În astfel de momente, Andrei își strângea involuntar pumnii, dar nu intervenea, tăcea și se disprețuia pentru asta. Totuși, într-o zi a izbucnit. S-a întâmplat la ora de sport, când a auzit din greșeală o conversație între băieții din vestiar. De ce? L-a întrebat Iuri într-un mod prietenos de la unul dintre colegii săi de clasă. Nu s-a săturat să stea cu fermiera lui colectivă. Iurie a zâmbit leneș. Haideți, e în regulă, sunt multe de văzut. De fapt, da. L-a susținut pe neașteptate cineva. Ați văzut-o astăzi în pantaloni scurți de gimnastică. Ce figură! Iuria a zâmbit semnificativ și apoi și-a dus mâinile la piept, descriind în aer un contur asemănător cu o pereche de pepenivers. Și totul este perfect aici. Nu ai avut încă ocazia să le simți. Colegii lui de clasă au râs. Sau ai studiat deja în sus și în jos. Și ce-mi trebuie mie? A zâmbit îngâmfat Iurie. Nu-i suport pe acești proști fără experiență și fără gură. Mai multă bătaie de cap, iar plăcerea la minim. Nu pare să te placă. A ezitat deodată cineva. Nu cred că ar atrage la tine atenția. Sprâncenele lui Iurie s-au ridicat în sus de furie. De ce? A rezistat, Chiar te îndoiești că pot să fac asta? Crezi că mă va refuza? Hai să mergem. Pun pariu pe 100 de dolari. Că nu o să-i faci acești 100 de dolari. Iurie, și încreți nasul cu dispreț. N-aș mișca un deget pentru atâția bani. Bine, hai să facem 500 de dolari. Ei bine, încă te poți gândi la asta. Iurie ori ezita, ori își punea preț, așa că a continuat. Iurie, spune-mi imediat că te-ai speriat. Te temi. Prietenii lui îl tachinau. M-am speriat. Iurie a recunoscut imediat. Bine, nicio problemă. Care e termenul limită? Două săptămâni. Câinele, fi sigur, va fugi. A promis cu încredere Iurie și în acest moment Andrei nu mai putea rezista. Până atunci, pur și simplu asculta în tăcere. Dar acum a venit la companie și a spus clar și distinct, de parcă i-ar fi băgat în cap lui Iurie fiecare cuvânt. Dacă încerci măcar să o atingi, vei fi doborât atât de tare încât vei ajunge într-un scaun cu rotile. Iurie și-a scos ochii. Ce? Eu? Andrei a dat din cap cu tristețe. Tu, tu, să nu te îndoiești, dacă te atingi de Ana măcar cu un deget, va trebui să ai de-a face cu mine. Iurie și-a rotunit ochii într-o groază exagerată. Oh, ce înfricoșător! Acum o să fac în pantalon de frică. Și totuși, în vocea și în privirea lui strălucea nesiguranța. Tatăl lui Andrei era un om foarte faimos și influent, și nimeni nu dorea să aibă probleme dacă se asocia cu fiul său. Haide, Andrei, spuse Iurie pe un ton mai calm și mai prietenos. De ce îți pasă de disputa noastră? Sau poate că tu însuți ai pus ochii pe fata cea nouă. Ei bine, scuză-mă, frate, tu vei fi al doilea în ordinea vieții. Te-am avertizat în legătură cu marfa te-am avertizat. Curăceală. Repet, Andrei. Dacă nu asculți, vei regreta mai târziu. Nu o voi repeta. Și s-a întors brusc și-a luat rucsacul și a ieșit din vestiar. L-a zărit din priviri. Unul dintre băieți a murmurat surprins. Ce era cu el? Nu se mâna cu Andrei. Din acea zi, el și Iuri au început o dușmănie. Iurie nu a ținut cont de avertismentul lui Andrei și a început să o scufunde activ pe fata cea nouă. A început mărunt. Apoi a spus un compliment, apoi a fost amabil să mute masa pentru ea. Ana era clar că nu înțelegea ce se întâmpla și se simțea foarte inconfortabil. Niciuna dintre fetele din clasă nu știa despre ceartă, ci doar băieții, așa că colegii de clasă au rămas perplexi. Iurie, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de entuziasmat până la urmă. Cu siguranță nu ne așteptam la așa ceva din partea ta. Iar Iurie nu făcea decât să chicotească în sinea lui și continua să-și îndoaie linia. Se așeza invariabil lângă Ana, se îngrijora emoționat de ea. Îi aducea o tavă cu mâncare, pâine, șervețele. Nu știa încotro să se întoarcă din atenția lui, dar nu putea să-l alunge. În vestiar, Iurie i-a oferit o haină și a ajutat-o galant să o îmbrace, încercând să ignore râsetele din jurul lui Iurie. A convins-o constant pe Ana să se urce în mașina lui, elegantă, sportivă, un cadou de la tatăl lui la împlinirea a 18 ani. Dar Ana, cu o consecvență de invidiat, a refuzat o ofertă atât de tentantă și a fugit invariabil spre stația de autobuz. Ana, a convins o iurie cu vocea cea mai unsuroasă. Mașina mea va avea nevoie de doar 10 minute pentru a ajunge la noi. Nu vrei să stai o oră în autobuz, lasă-mă să te duc eu. Nu, mulțumesc, răspunse Ana cu fermitate pot să ajung acolo singură, nu e nevoie să mă duci nicăieri. Timpul a trecut cele două săptămâni alocate pentru pariu și s-a scurs. Iurie devenea vizibil nervos. Și nu pentru că îi părea rău pentru cele 500 de dolari. Mai presus de toate. Se temea că reputația sa de bărbat și de Casanova va avea de suferit. Era furios și își pierdea controlul. Andrei se bucura în secret că nu avea nimic cu Ana. Termenul limită era la doar două zile distanță. Iuri a decis să acționeze mai grosolan și mai asertiv. După școală, el a urmărit-o pe Ana pe treptele verandei școlii și a tras-o de mânecă. Dar haide să mergem odată. A început să se facă palidă și să-și scoată mâna. Nu, mulțumesc. A răspuns ea categoric ca întotdeauna. Pot să mă descurc singură. Vocea îi tremura puțin, dar numai asta îi trăda entuziasmul. În afară de asta, părea perfect calmă. Iurie, pe de altă parte, și-a pierdut în cele din urmă cumpănul. A țipat. Ce te faci, regina? Ce regină? Oricine altcineva ar fi murit de fericire să se plimbe cu o mașină mișto. S-ar putea să nu te mai urci niciodată în viața ta într-o astfel de mașină. A spus asta degeaba, dar Ana nici măcar nu părea surprinsă. Te-am auzit, Iurie. A spus ea cu calm. Nu merg nicăieri cu tine, am înțeles. Ei bine, hai să mergem la mașină, acum. Complet scăpat de sub control, Iurie a împins-o brusc spre mașina lui. Ana s-a clătinat, dar s-a ridicat în picioare. Atunci Andrei nu a mai putut suporta. A zburat de pe verandă, de unde urmărea scenă. Și-a îndreptat pumnul spre fața lui Iurie cu o lovitură. Ana, care nu se așteptase la ajutor din această parte, a strigat speriată. Iurie a urlat de durere. Apucându-și nasul mutilat. Sângele îi curgea printre degete ești nebun, Andrei. Așuierat el, ești plictisit de viața ta. Și te-am avertizat. Iuri a încercat să se îndrepte și a lovit pentru a riposta, dar Andrei s-a ferit abil în lateral și l-a lovit din nou, de data aceasta undeva în plexul solar. Iurie s-a gemuit și a găfit din nou. Oamenii se grăbiseră deja spre ei. Băieți, ați înnebunit, au întrebat colegii de clasă. Ce muște te-au mușcat Andrei? A ignorat toate aceste întrebări. S-a întors spre ea, care stătea încă la o mică distanță și privea cu groază în ochi lupta. Te duc eu acasă. A spus el calm, deși nici măcar nu era sigur că ea nu-l va trimite acasă așa cum l-a trimis pe Iurie. Cu toate acestea, spre marea lui surpriză, ea a fost de acord. Sub privirile șocate și de neînțeles ale colegilor de clasă și sub privirea plină de ură lui Iurie, Andrei a luat-o pe Ana de mână și a condus-o la mașina lui. Din acea zi, nu s-au mai despărțit, ci doar au fost mereu și peste tot împreună, ca niște papagali inseparabili. Până la ora prânzului la școală, apoi mergeau la plimbare sau la film. Sau pur și simplu se plimbau cu mașina lui prin oraș până seara târziu, când Andrei nu o conducea cu regret acasă și își spuneau noapte bună până mâine. Despărțirea s-a dovedit insuportabilă pentru ei. Acum își făcea temele seara, iar părinții îl certau teribil pentru că își neglija studiile. Cu relațiile mele? Poți intra la orice școală vrei, i-a spus el, dar mi-aș fi dorit să nu fi absolvit școala ca un idiot. Motivul comportamentului ciudat al fiului a fost recunoscut rapid de părinții săi. Andrei se îndrăgostise. Ei bine, s-ar părea cu cine nu se întâmplă, cu atât mai mult, a studiat cel mai bine dintre cei mai buni, cei mai bogați, cei mai faimoși. Totuși, când au aflat că aleasa lui Andrei era o fată de rând fără sprijin financiar, au intrat în furie. Un scandal teribil a izbucnit acasă. Fiule, vrei să mă reduci la un mormânt? Își răsucea mama mâinile, iar tata îi făcea ecou. Andrei, nedumerit, a ridicat din umeri. E vorba de relația mea și de prietena mea. Și, apropo, nu ești corect față de ea. Ea este minunată și nu vreau să aud de acea plebea. Mamă, de când ai devenit așa? Auftat Andrei. Nici măcar nu o cunoști și e adevărat. Părintele lui Andrei a spus deodată. Ar trebui să-l aduci pe aleasa ta la noi într-o zi la cină, așa am putea să ne cunoaștem. Andrei credea că tatăl său îi dădea tubul păcii și era foarte fericit. Apoi o voi aduce înapoi la noi sâmbătă. Mai bine așa. A dat din cap tatăl său. Haide! Ana la început nu a vrut să meargă, ca și cum ar fi simțit ce i se va dovedi acest prânz nefericit pentru ea. Cu toate acestea, Andrei a apelat la ajutorul întregii sale elocvențe, convingând-o și convingând-o, părinții mei sunt minunați. A spus el entuziasmat. Te vei înțelege bine cu ei. Și dacă? Dacă nu-ți place nimic, vom pleca imediat. Ana și-a ridicat ochii uriași și speriați spre el promiți. I-a spus încet. A spus ea încet, iar apoi el a dat din cap. Îți jur. Dar optimismul său nu era justificat. De îndată ce a trecut pragul casei lor, părinții ei au avut imediat o privire pietrificată de statutul ei social. Fata era inegală cu fiul lor și, prin urmare, pur și simplu nu se putea potrivi cu el o săracă. Ana s-a străduit atât de mult, a purtat cea mai bună rochie pe care o cususe singură și a cumpărat pantofi noi pentru această ocazie, dar toate eforturile ei au fost în zadar. La cină, părinții lui se holbau la ea atât de intens încât nu reușeau să-i scoată nici măcar o mușcătură din gât. În plus, mama ei continua să pună gaz pe foc. De exemplu, iar ar întreba: Încearcă salata de fructe de mare, Ana. Oh, da, probabil că nu știi ce sunt fructele de mare. Ba da, răspunse nefericită Ana, acum mai roșie, acum mai palidă. Dar e cazul ca mama să o prindă îngrozitor de surprinsă. Poate că ai avut ocazia să le guști. Am făcut-o, răspunse Ana aproape în șoaptă. Ai mâncat stridii sau poate calmar sau caracatiță. Bețișoare de crab. Se bâlbâi de emoția Ana. A fost un curent de liniște și tăcere în jurul mesei pentru o secundă, apoi părinții s-au privit expresiv și și-au dat ochii peste cap. Andrei nu știa încotro să o apuce cu jena și rușinea pentru comportamentul tatălui și al mamei sale. Încerca din când în când să mai atenueze din ascuțișurile, să evite subiectele periculoase, și totuși vedea că era teribil de stânjenitor. Stătea toată roșie cu ochii în jos și abia se atingea de mâncare. Doar a amestecat salata cu lingura, prefăcându-se că o mănâncă. În cele din urmă, Angelina remarcă cu o voce inocentă: Poate că nu știa asta, Ana, dar în societatea politicoasă se obișnuiește să mănânci salata cu o furculiță. Mulțumesc! a spus ea încet. Am mâncat-o în cele din urmă Andrei nu a mai putut suporta și a sărit în sus. Ne-am săturat cu toții, ne-am săturat. Mulțumesc, Ana, hai să plecăm de aici. Și o trase pe toată fata confuză după el apoi a plâns mult timp în mașina lui, iar el a încercat să o liniștească, sărutându-i cu bâlândețe și tandrețe lacrimile de pe obraj. Nu plânge, micuța mea! Încercă el să o liniștească. Nu dau doi bani pe ce cred ei. Se uitau la mine de parcă aș fi fost un fel de gunoi. A plâns Ana. Niciodată în viața ei nu i-a fost atât de rușine. Nu ești un gunoi. Până la urmă, eu te-am ales pe tine, nu ei. Totul la tine mi se potrivește. Te iubesc. A adăugat Andrei. A fost prima lui mărturisire, iar Ana a tăcut instantaneu. Ochii ei s-au deschis larg și au devenit uriași. Bada a mormăit ea cu neîncredere. Te iubesc foarte mult și te voi iubi mereu până la moarte." Părinții ei i-au dat un ultimatum lui Andrei. Ori se despărțea de Ana, ori îl priveau de orice sprijin. Atât moral cât și material. Andrei a ales a două variantă fără ezitare. Nu te mai ajut la universitate o să intri singur, a strigat tatăl său cu scuipat. Dacă te înrolezi în armată, nu te voi elibera. Așa voi face. A răbufnit Andrei. Nu voi renunța la Ana pentru nimic în lume. Tatăl a roșit de furie. Nu mai ești fiul meu. Andrei a dat din cap așa cum spuneți Doar nu uitați că a fost decizia dumneavoastră Nu a mea Părinția ne-l primiseră, deci cu prudență la început Fără ostilitate Când au aflat că băiatul fusese dat afară din casă, l-au ajutat imediat să se cazeze. Bunica murise cu mult timp în urmă, iar apartamentul era gol. Previziunile tatălui cu privire la înrolare și armată nu s-au adeverit. Andrei a absolvit cu brio gimnaziul și a intrat singur, fără sprijinul părinților, la una dintre cele mai bune universității din țară. Ana a intrat și ea într-o universitate mai simplă, dar la buget. Andrei și-a găsit repede un loc de muncă cu jumătate de normă la o companie de calculatoare. Se pricepea destul de bine la calculatoare și se dovedise deja un bun expert IT timp de 18 ani. A studiat, a câștigat bani, iar în timpul liber s-a întâlnit cu Ana. Așteaptă încă puțin, i-a spus el. O să strâng bani pentru nuntă, iar noi doi vom avea o sărbătoare adevărată. Andrei? Ana i-a spus într-o zi. Mama și tata sunt gata să ne ajute financiar cu nunta nu pe credit, ci doar ca un cadou. Dar el a clătinat din cap. Nu, sunt oameni drăguți, dar nu voi lua niciun ban de la ei. Îmi voi întreține familia pe cont propriu și promit că nu vei avea nevoie de nimic. Nu și-a mai văzut niciodată părinții. Mama lui încerca uneori să-l sune pe ascuns de la tatăl său pentru a-l întreba cum se simte, dacă are nevoie de ceva dar de fiecare dată Andrei răspundea cu rigiditate că nu are nevoie de nimic de la ei, că a dezonorat onoarea mândrei familii aristocratice și că nu avea dreptul să fie numit fiul lor, așa că era mai bine să-i lase să uite numele lui de tot. Nu a regretat că a făcut o alegere atât de dificilă și a preferat-o pe Ana. Era cu adevărat fericit cu ea. Singurul lucru care i-a umbrit puțin fericirea a fost Iurie, Iurie, același fost coleg de clasă pe care îl lovise cu pumnul în față pentru că o molestase pe Ana. S-a dovedit că Iurie fusese la aceeași universitate unde a studiat Ana. Oricât de ciudat ar părea, cu relațiile sale ar fi putut alege orice, nu atât de modestă ca aceasta. El nu te molestează. Întreba Andrei gelos. Nu, nu, l-asigura Ana nu vorbește deloc cu mine, nici măcar nu mă salută, doar se uită ciudat la mine uneori. Erau aceste priviri ciudate pe care Andrei le stânjenea. Dar Iurie nu a făcut nimic în toți cei cinci ani de studiu. În cele din urmă, Andrei s-a liniștit în privința lui. Poate că a fost doar o coincidență că a apărut cu adevărat la Universitatea Nei. S-au căsătorit imediat după absolvire. La acea vreme, Andrei era deja coproprietar al uneia dintre companiile de calculatoare și câștiga bani frumoși. Nunta s-a dovedit a fi superbă, exact așa cum au visat din totdeauna. Lui Andrei nu-i venea să creadă că această frumusețe delicată într-o rochie albă ca zăpada era soția lui. Nu putea să o admire, nu putea să respire fără ea. La aproximativ un an de la nuntă s-a născut micuța lor fică Veronica așa cum o numeau cu afecțiune părinții și bunicii. Andrei simțea că paharul fericirii sale era plin până la refuz, pe cale să țâșnească de sus. Apoi o tragedie a lovit, dându-i întreaga viață peste cap. În acea zi, Ana a chemat un taxi pentru a merge la părinții ei să o ia pe Veronica. Nepoata ei tocmai își petrecuse weekendul la bunici. Era doar un bebeluș, dar nu făcea probleme cu programul ei, mânca, dormea, fredona și nu plângea niciodată în zadar. Ea era un vis. Andrei glumise de mai multe ori că, dacă toți copiii ar fi la fel de perfecți ca Veronica a lor, nu l-ar deranja să mai aibă încă trei, patru. A chemat un taxi și a plecat. Dar nu a mai ajuns la casa părinților ei. Și nu s-a mai întors niciodată acasă a dispărut pur și simplu fără urmă. Andrei nu se gândise până atunci că li s-ar putea întâmpla așa ceva. În familia lor păruse un fel de sălbăticie. Nu se întâmplă ca oamenii să dispară în plină zi. Era adevărat. Andrei o luase razna la propriu. Se plimba prin apartament, mârâind ca un animal sălbatic. Era gata să roadă zidurile din cauza neputinței necunoscutului. Anchetatorul a obosit. I-a promis că va face tot ce poate, dar nu părea să vrea deloc o agățare. Și se grăbea să închidă cazul cât mai repede posibil. Colegii, prietenii și chiar părinții nei l-au convins pe Andrei să se adune și să se calmeze. La început l-au asigurat că Ana va fi găsită foarte curând și că totul va fi din nou în regulă. Apoi, pe măsură ce au trecut săptămânile, au început să vorbească diferit. Au spus că trebuie să accepte, să accepte lucrurile așa cum sunt și să-și continue viața. La naiba, avea de gând să ajungă la adevăr. Andrei trebuia să o vadă pe Ana lui, vie sau moartă. Chiar dacă era moartă, trebuia să o îngroape într-un mod uman. Dacă nu ar fi fost mica Veronica, cu siguranță ar fi ieșit pe fereastră sau și-ar fi făcut altceva în acel moment. Pur și simplu nu avea rost să meargă mai departe fără ochii strălucitori a Ianei, fără zâmbetul ei, fără mirosul minunat al părului ei. În curând, o geantă cu documentele ei a fost scoasă din râul orașului. Ancheta a decis că tânăra s-a necat și a închis cazul. Scafandrii, bineînțeles, i-au căutat trupul pentru a-și curăța conștiința. Nu se poate. Trebuie să fi fost dusă de curent cu mult timp în urmă. De atunci, Andrei avea impresia că el însă și murise, odată cu iubitul ei. Numai Veronica a reușit să-l țină pe linia de plutire, să-l împiedice să renunțe și să meargă mai departe, fie și numai de dragul fiicei sale. La aflarea nenorocirii care s-a întâmplat, părinții lui Andrei au venit chiar în vizită. După mulți ani de tăcere, aceștia și-au exprimat condoleanțele și au lăsat să se înțeleagă că, deși aveau o atitudine negativă față de Ana, nu aveau nimic împotriva nepoatei lor și au fost de acord chiar să o cunoască. Andrei a fost atât de furios încât aproape că i-a aruncat pe scări. Pe de altă parte, avea încă o relație caldă și cordială cu părinții soției sale. A continuat să-i viziteze des și să o aducă pe Veronica. Ei își doreau nepoata și toți spuneau că este fetița lor. Când Andrei se afla în apartamentul părinților Anei, parcă îi simțea prezența. Erau poze cu ea peste tot, unele dintre hainele ei erau încă în dulap, chiar și jucării vechi erau încă acolo. Socrul și soacra nu aruncaseră nimic în memoria fiicei lor. Treptat, durerea s-a atenuat, Andrei nu a uitat-o pe Ana, dar încetul cu încetul a început să se înțeleagă pe sine. Dar totuși viață continuă. La un an după ce a murit. Andrei l-a întâlnit pe Iurie într-un magazin și atât de prosteschi s-a părut dintr-o dată ciocnirile lor din trecut, certurile de cerberi pe fete. Ce proști! Bună, Iurie! A fost primul care s-a apropiat de Iurie și a întins mâna. Îl recunoști. Doar că fostul său coleg de clasă se comporta ciudat. Când l-a văzut pe Andrei, și-a schimbat fața și s-a dat la o parte ca și cum ar fi văzut o fantomă. Ce te-a surprins pe tine, Andrei? Cu toate acestea, Iurie nu i-a spus niciun cuvânt. Și-a aruncat căruciorul cu mâncare în mijlocul sălii și a plecat în grabă. Se uita după el, șocat, ca și cum nu ar fi înțeles ce se întâmplă. Oare Iurie chiar îl urăște atât de mult încât nici măcar nu poate sta în aceeași încăpere cu el, prostii? A tras cu ochiul în căruciorul lui Iurie. Și a găsit acolo, pe lângă setul de băcănie, câteva lucruri pentru femei cremă de mâini, ruș sanitar, scrub, mască de față și șampon de flori. Ridicând din nou din numeri perplex. Andrei s-a ocupat de cumpărături și a uitat repede de acest episod ciudat. Timpul a trecut. După moartea Anei, cinci ani au trecut în observați. Veronica a crescut pentru a-și mulțumi tatăl și bunicii. Era o fată drăguță și neobișnuit de rapidă la fel de inteligentă ca și mama ei. Educatoarele de la grădiniță nu se mai săturau de ea. Dansa, cânta și desena mai bine decât oricine altcineva. Întotdeauna primește rolul principal în spectacolele de dimineață din grup. Iar Andrei, așezat în primul rând printre mame, aplauda mândru, privind cum se străduiește micuța lui artistă. Nu s-a căsătorit niciodată, și nici măcar nu a început o relație cu cineva. Pur și simplu nu-și putea imagina pe altcineva în afară de Ana lângă el între timp. El era vânat de anturajul feminin sau erau nebune după el, dar, haide, inteligent, deștept, frumos, bogat. Prezența unui copil nu îi speria pe potențialii candidați pentru un partener de viață iar faptul că Andrei era văduv chiar adăuga un anumit fler de dramă romantică imaginii sale. Se apropia ziua de naștere a Veronicăi, când împlinea șase ani. Andrei s-a dat peste cap, organizând o petrecere pentru fetița lui, a comandat o grămadă de cadouri, a închiriat o sală într-o cafenea pentru copii, neliniștit de invitații, animatori, baloane și focuri de artificii. Și totuși, din când în când, se întâmpla să uite ceva și trebuia să se grăbească la magazin și să cumpere mai mult pentru petrecere. Nu a fost timp pentru a comanda pe internet. Cu câteva zile înainte de petrecere, Andrei și-a dat seama că aproape a uitat cel mai important lucru, lumânările pentru tort. Șase lumânări care vor fi suflate solemn de mica sa prințesă. Întrebându-se ce și-ar fi dorit ea, Andrei și-a aruncat repede geaca pe umeri și a sărit din apartament. Magazinul era chiar acolo, la parterul casei lor, doar că intrarea nu era din curte, ci din stradă. O femeie fără adăpost stătea pe veranda magazinului. Avea capul plecat și brațele în jurul umerilor. Probabil că era fric. Purta cele mai legere haine. Purta o rochie de plajă făcută în casă, chiar dacă era curată, nu hainele obișnuite ale vagabonzilor. Poate că erau hainele altcuiva. Trecând pe lângă femeia fără adăpost, Andrei a încetinit din anumite motive. Dintr-o dată i s-a părut că era ceva vag familiar în postura ei, în brațele ei subțiri. Nu-i putea distinge fața, era coborâtă și în plus, era ascunsă de părul negru încălcit. Era vorba de păr. De asemenea, părul îi se părea ciudat de familiar. Inima lui Andrei bătea mai tare. Scuzați-mă, a strigat el cu o voce răgușită. Aveți nevoie de ajutor. A ridicat capul femeia fără adăpost și a întâlnit privirea. Andrei a simțit că inima îi va ieși în piept. Ana se uita direct la el cu ochii ei nativi la început a crezut că a nebunit sau că doar visează, dar curând s-ar fi trezit și iluzia se va Acest lucru îi se întâmplase de multe ori înainte. Ea păruseră în vis, părea atât de vie, atât de reală, încât se trezea fericit. O vreme după ce se trezea, rămânea în această stare, apoi realitatea îl răvășea fără milă și îl făcea praf, după care se zguduia în tăcere în hohote de plâns tăcute. Chiar acum, Crezând că doar visează, Andrei a scuturat capul cu sârc, a clipit de câteva ori și apoi a închis ochii cu putere, sperând ca iluzia să se risipească. Când a deschis ochii însă, nu dispăruse. Soția lui stătea încă în fața lui. Ana. A răsuflat Andrei, încă temându-se să creadă. Draga mea Ana! Femeia fără adăpost a ridicat din sprâncene cu nedumerire. Ea nu-l recunoscuse deloc, privindu-le ca pe un străin. Mi-ați confundat cu altcineva? A spus ea în cele din urmă. Eu nu sunt Ana, sunt Iulia. Iar vocea era a ei, făcându-i fiori pe spate. Gândurile se precipitau febril în capul lui Andrei. Nu mă recunoști! a întrebat el, încă nu-i venea să creadă de fericirea lui și de faptul că o găsise pe Ana. Eu sunt soțul tău, Andrei. La aceste cuvinte, femeia fără adăpost a tresărit de frică. Soțul a întrebat din nou pe un ton isteric. Soțul nu, mulțumesc, m-am săturat de soți. Nu mai am încredere în niciunul dintre voi. A încercat să sară în sus și să fugă. Dar Andrei a apucat-o de braț. Atingerea aceea familiară i-a ars din nou memoria. Se pare că el încă și amintea cum îi simțea pielea, cât de caldă, netedă și moale era. Așteptați o clipă. A implorat el nu-ți fac niciun rău. O să țip. A avertizat vagaboanda, dar nu era sigură. Andrei își tăduse deja seama că Ana nu-l va recunoaște. Era atât de confuz încât nu mai putea spune cu siguranță dacă era adevărat soția lui. Poate a dat greș dar cum putea să confunde vocea iubitei sale? Privirea figura, expresiile faciale și mișcările ei cu orice altceva. Scoțând febril telefonul mobil din buzunar, Andrei deschise galeria de fotografii și începu să le răsfoiască. I-a pus telefonul femeii fără adăpost sub nas. E vorba de tine, de mine, de nunta noastră. Sau unul dintre noi a nebunit. Se uită uimită la poza de nuntă, îndelung și atent la fața lui din imagine, apoi la fața lui Andrei, se uită de la ecranul telefonului la el și înapoi. Da! A zburat confuză! Se pare că sunteți chiar dumneavoastră! Și se pare că sunt chiar eu! Draga mea, dragă, cu toții am crezut că ai murit! Andrei a vorbit cu fervoare, simțind un plâns care i urca în gât. Aproape am murit de dorul de tine. Și tu? Nu ești moartă. Întotdeauna am știut-o, am crezut, am putut simți. Era plin de emoție. De fapt, ceea ce își dorea mai mult decât orice era să-și strângă soția în brațe, să o țină aproape de el, să o învârtă, să strige la lume. Ura! Am găsit-o! Am găsit-o din nou! Dar îi era teamă să nu o stânjenească cu obrăznicia lui. Se uita la el atât de neîncrezătoare și speriată. Deci te-ai mai liniștit puțin? întrebă Andrei. Nu-ți amintești deloc de mine? Nimic nici din vechea noastră viață. A șoptit ea privindu-le cu ochii plini. Ai fost plecată timp de cinci ani. Cinci ani oribil, insuportabil, nesfârșit de lungi. Da. A confirmat Ana cu o voce incoloră. Cinci ani. Îndrăzneț, Andrei îi luă în cele din urmă palmele în ale lui. Inima i s-a scufundat, atât de familiară era atingerea degetelor subțiri. Doamne, dragă, unde ai fost în toți acești ani? A întrebat el aproape disperat. Ea s-a întors, a tăcut, apoi a răspuns foarte încet. În iad apariția lui Andrei cu Ana a stârnit furori. Socrul și soacra erau chiar la el acasă, jucându-se cu micuța Veronica. Ana, Ana! A strigat mama ei, palidă în fața mea, tresărind ca și cum ar fi fost lovită. Tatăl șocat s-a ridicat de pe canapia și a șuierat. Ana noastră e în viață. Și doar Veronica, care abia și amintea de mama ei, a încremenit speriată pe loc, neștiind cum să reacționeze. Tatăl și soacra s-au repezit la Ana pentru a o îmbrățișa, dar Andrei le-a făcut semn să se oprească. Nu, ați putea să o sperieți. Ce se întâmplă? Mama a expirat. Ana, de ce este fiica mea atât de ciudată? Se uita și se purta ciudat se uita la toți acești oameni și se gemuia de perete cu groază, de parcă se temea că va fi lovită sau că se va striga la ea. Am găsit-o în fața magazinului. A explicat Andrei. Dar se pare că are amnezie, pierderi de memorie. Nu știu cu cât timp în urmă și cât de grav. Nu-și amintește nimic sau pe cineva dintre noi. Mama gemu și se uită la Ana cu ochi rugători. Fică, nu mă recunoști. Ana a clătinat din cap. Nu, îmi pare rău. Soacra lui Andrei a plâns imediat. Nu mai vărsa lacrimi. Tatăl nei s-a supărat pe soția sa. Acesta este lucrul cel mai important. Fica noastră este în viață. Nici măcar nu puteam visa la asta. Ai dreptate. Amnezia poate fi vindecată. Chiar dacă nu, suntem din nou împreună. Nu este o nenorocire. Acum Ana trebuie să-și recapete cunoștința, să se îmbăieze, să mănânce, iar apoi o vom duce imediat la medic. Cine e asta? Ana a început să arate cu degetul spre Veronica. Fetița a rămas acolo fără să se miște și privea fascinată. Da, aceasta este fiica noastră Veronica. Dar noi toți îi spunem Veronica și așa obișnuiai să-i spui și tu. Fica. Șocată a șoptit Ana. Dar eu. Nu am copii, nu-i așa. Ba da. A clătinat din cap Andrei. Și a iubit-o foarte mult când era încă printre noi. E mama mea. A întrebat Veronica cu un buzele tremurânde. Da. A dat din cap Andrei, este mama ta. La început a fost pierdută, iar acum s-a regăsit. Încă nu-și amintește de tine, dar în curând îi va reveni memoria, așa sperăm cu toții. Nu a reușit să termine fraza. Veronica, cu toată directeția ei copilărească, s-a repezit la ea și a strâns puternic genunchii. îmbrățișându o cu tot corpul. Mami! A strigat ea, Draga mea mămică, te-am așteptat atât de mult. Andrei a simțit furnicături în nas și îl durea inima. Oricât de mult se străduia să fie un tată bun, aproape perfect pentru Veronica, dar ea încă tânja după mama sa. Ana stătea complet uimită și mângâia confuză părul fetiței ei. Ochii să călipeau și ei suspicios, ca și cum ar fi fost pe punctul de a plânge. Veronica, puiule, a intervenit Andrei. Mami trebuie să-și revină. Să se odihnească și să facă o baie fierbinte cu spumă. Sorbind copilul și-a mutat privirea spre Ana. Poți să iei baia cu spumă mea pentru bebeluș. Miroase foarte bine cu flori. Nu-l dau nimănui, nici măcar lui tati. Și tu da, mămico. Se zâmbești cu buzele tremurânde. Mulțumesc, Veronica. Să mergem. Andrei și-a tras soția în spatele lui. Îți voi arăta unde este baia și îți voi da ceva în care să te schimb. Eu. Își pierdu vocea. Nu am aruncat nimic din lucrurile tale. Ca și cum aș fi simțit că le mai poți folosi. I-a adus un cearșaf de pluș în care să se înfășoare și halatul ei preferat cu crin văzându-și soțul în oglindă, ea s-a dat înspăimântător la o parte, aproape că a plătit oglinda și și-a dus mecanic mâna la față ca și cum ar fi vrut să se apere de un atac. Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? A clătinat Andrei din cap. Nu-ți fie frică de mine, Ana. Îți jur pe tot ce am, nu ți-am făcut nimic rău sau nu ți-aș face rău în viața mea. Așa a spus și el, a șoptit ea neputincioasă. Andrei s-a încruntat. Soțul meu este cel mai rău om din lume. Andrei nu a mai putut scoate nimic de la ea. Ce fel de soț? La urma urmei cum îndrăznea să se numească soțul Anei? De ce o mințea cu atâta nerușinare soția lui? Dar ca răspuns la toate întrebările ei nu făcu decât să se închidă și mai mult aparent, amintirea a tot ceea ce trecuse era chinuitoare. Andrei își dădu seama că nu putea decât să facă rău cu propria insistență. Așa că lăsă deocamdată parte interogatoriul. După ce a făcut baie, a mâncat și s-a odihnit, i-a sugerat să meargă la doctor. După ce a ezitat, a fost de acord. Dacă este dificil și neplăcut pentru tine, trebuie doar să spui cuvântul. Nu vom face nimic împotriva voinței tale, dacă nu ești pregătită să ai o discuție sinceră cu un psiholog. Putem aștepta o vreme. Nu, sunt gata. Vreau să știu ce mi s-a întâmplat, de ce și cine a fost responsabil pentru asta. Vreau să mă amintesc cine sunt, să mă amintesc de tine și de Veronica. Își întoarse privirea spre fiica ei. Andrei a încurajat-o să sperăm că medicii ne pot ajuta. A dus-o pe Ana la cea mai bună clinică privată. Acolo a avut acces la tot felul de specialiști, nu numai psihologi, ci și la tot felul de teste și examinări urgente. Andrei trebuia să se asigure că Ana este bine, cel puțin din punct de vedere fizic. Rezultatele testelor au fost destul de încurajatoare. În ciuda amneziei, o ușoară emeacieră indica faptul că nu mâncase foarte bine în ultimele săptămâni, dar în general era clar că trăise bine, nu fusese înfometată și nu fusese abuzată fizic de-a lungul anilor. Din punct de vedere moral, însă. Din punct de vedere moral, lucrurile erau mult mai grave psihologul a purtat o discuție lungă cu soția lui Andrei în spatele ușilor închise, în timp ce acesta nu-și găsea locul și se plimba pe coridor, întrebându-se ce se întâmpla acolo. Psihologul a spus că prezența lui la ședință ar fi inutilă. Ana s-ar putea să se ferească și să nu fie complet sinceră. Dar terapeutul l-a asigurat, de asemenea, că Andrei poate viziona înregistrarea video a conversației mai târziu, dacă dorește. Andrei a fost de acord, oricât de mult ar fi vrut să afle cât mai repede ce îi se întâmpla seanei și ce și amintea. Iar graba în această chestiune nu era un lucru bun, nu putea decât să strice totul și mai mult. Ana a ieșit din birou, clătinându-se de slăbiciune. Dacă Andrei nu s-ar fi repezit la ea, dacă nu ar fi luat-o imediat sub braț, este foarte probabil că i-ar fi căzut. Ați reușit să aflați ceva? Cu o voce răsunătoare de tensiune, întrebă psihologul Andrei. I-a înmânat o unitate flash cu o înregistrare video a conversației. Aruncați o privire. Cred că miroase a caz penal. Se pare că soția dumneavoastră a fost răpită și reținută cu forță. Poate că dacă veți viziona această casetă, veți înțelege cine a fost în spatele ei. În orice caz, vei aș sfătui să contactați poliția. Andrei a promis că va face acest lucru cu siguranță, dar mai întâi trebuia să vadă și să audă totul cu ochii lui. S-au întors acasă epuizați și obosiți. Fusese o zi foarte dificilă și încărcată emoțional pentru toată lumea. Ana a refuzat cina și a cerut permisiunea de a merge direct în pat. Andrei a făcut un pat în dormitorul lor conjugal și a promis că nu o va deranja și că el însuși se va culca în camera de zi. Bineînțeles, ceea ce își dorea mai mult decât orice era să adoarmă cu ea în brațe, așa cum o făcuse înainte. Simțea parfumul părului ei, netezimea pielii ei. Dar știa că se grăbea prea mult. Pentru Ana acum, de fapt, era un străin complet. Un străin. Ar fi fost bine dacă s-ar fi culcat imediat cu ea. Când fica s-a dus la culcare, totul era liniștit în casă. Andrei s-a așezat în bucătărie cu laptopul său și a pus un stic în el fără să vrea să-l deranjeze nimeni. Aproape fără să respire, ascultantă cere mărturisirea soției sale. Cu o voce plictisitoare și incoloră, ca și cum ar fi citit un documentar i-a povestit cum a trăit și unde a fost în toți acești cinci ani. Nu știu ce mi s-a întâmplat înainte și ce a declanșat amnezia. M-am trezit într-o cameră ciudată, într-o casă ciudată. Era un bărbat care stătea lângă patul meu și mă ținea de mână. L-am întrebat cine este, iar el a fost foarte surprins și m-a întrebat dacă îl recunosc. I-am spus că mă întâlnesc cu el pentru prima dată în viața mea. Apoi m-a întrebat cum mă cheamă, și atunci mi-am dat seama că nu mă amintesc nimic. Ce s-a întâmplat în continuare? A răsunat vocea calmă unui psiholog. Bărbatul mi-a spus că este soțul meu că îl cheamă Dumitru și că suntem căsătoriți de aproape 10 ani. L-ați crezut? A întrebat psihologul. Nu. După o ezitare, Ana a răspuns. Nu am vrut să-l cred. De ce v-a dezgustat? Ceva la el m-a deranjat. Nu s-a comportat ca un om care a trăit mulți ani cu mine. Era ca și cum nici el nu știa cum să se comporte cu mine. I-am spus îndoielile mele, iar el mi-a spus că pierderea memoriei m-a făcut să fiu puțin diferită și că era greu să se adapteze. Dar, de fapt, părea și se purta foarte suspicios. În ce s-a manifestat acest lucru? a precizat psihologul. Dar el nu știa nimic despre mine. Nu putea să spună care era cartea mea preferată, filmul meu preferat, felul meu de mâncare preferat. Mai exact, el inventa ceva pe parcurs. Era evident că, de exemplu, el doar inventează. Mi-a spus că îmi plăcea risotto cu ciuperci, iar mie nu-mi place deloc orezul dar bine mi-am pierdut memoria, dar gusturile mele nu ar fi trebuit să se schimbe atât de drastic. I-ați spus suspiciunile dumneavoastră. Da, m-a asigurat că totul a fost rezultatul traumei. Mi-a spus că fusesem lovită de o mașină în timp ce traversam strada prin loc nepotrivit și că șoferul fugise de la locul faptei. Totul era foarte ciudat, suspicios și apoi a fost privirea aceea din ochii lui. Ce aspect? Nu a înțeles psihologul. Agitarea și nervozitatea ca unui infractor. Un soț nu se uită așa la soția lui. Dar din nou, în casă nu era nicio poză cu noi doi împreună, niciun lucru al meu. Haine, produse cosmetice, orice. Nu era absolut nimic care să mă amintească de viața noastră trecută cu el, avea o explicație și pentru asta. Oh, da, a fost întotdeauna foarte inteligent. A zâmbit Ana. Mi-a spus că atunci când am avut un accident, medicii s-au temut că voi muri și nu au dat niciun pronostic. Și în durerea lui a distrus tot ceea ce-i amintea de mine, inclusiv albumele foto. A spus că era prea dureros pentru el să se uite la fotografiile noastre, dar eu tot nu l-am crezut și nu am avut încredere în el în povestea despre nunta noastră, despre călătoriile noastre împreună, despre călătoriile noastre. Sincer, am încercat să-mi amintesc ceva ce nu a spus. Dar nu am reușit. Mintea mea era complet goală. Păi atunci, dacă chiar eram într-o stare atât de dificilă, de ce nu aveam nicio vânătaie sau zgârietură pe corp? L-ați întrebat despre rudele, prietenii dumneavoastră. A intervenit din nou psihologul. Bineînțeles că da. Mi-a spus că am avut o relație proastă cu părinții mei, că ne-am certat și că nu ne-am mai vorbit de mult timp. După ce ne-am căsătorit, ne-am mutat în alt oraș și de atunci nu mi-am mai văzut tatăl sau mama mi-a spus că nu aveam nicio prietenă, pentru că mă săturasem întotdeauna de compania lor. Dar nu așa funcționează. Vocea lui răsuna de indignare. Ce l-ați mai întrebat? Ei bine, de exemplu, dacă am avut copii. El a spus nu, pentru că nu am vrut și nu-mi plac deloc copiii. Dar știu că în inima mea, știu, simt că iubesc foarte mult copiii și că aș vrea cu siguranță să am copii n-aș fi putut să mă schimb atât de mult. Cum a evoluat relația voastră mai departe? A întrebat psihologul. Ca un temnicer și un prizonier. În control fiecare mișcare, nu-mi permitea să ies din casă. Cel mult respiram aer curat pe balcon, iar cu el mă simțeam ca o prizonieră. Mi-a spus că era foarte îngrijorat că mă va pierde din nou, așa că a încercat să mă protejeze de orice alt incident. Nu m-a lăsat nici măcar să folosesc telefonul, nu m-a lăsat să folosesc internetul, nu a vrut să vorbească de pe Wi-Fi, m-a asigurat că medicii interzic asta. Dar am simțit că minte. Ascultând toate acestea, Andrei nu făcea decât să-și strângă pumnii cu o furie neputincios, murmura el însuși. Nu știa care ticălos fusese cel care îi răpise soția dar era sigur că, dacă îl va întâlni vreodată pe acest Dumitru, va avea probleme. Cu toate acestea, el era convins că numele său a fost inventat, deoarece măcar și că o cheamă Iulia. Înregistrarea conversației cu psihologul a continuat. Și cum arăta? Care era numele lui de familie? Nu mi-a spus numele de familie. Doar Dumitru, atâta tot, și nu mi-a arătat niciun document, nici certificatul de căsătorie, nici pașaportul, nimic. Arăta normal. Înălțime medie, aproximativ 30 de ani, păr blond, ochi albaștri. Fără trăsături speciale. Cum a fost relația voastră? În fiecare dimineață, cu excepția weekendurilor, mă închidea în apartament și pleca la serviciu. Se întorcea târziu în noapte. Mă uitam la televizor toată ziua, oricum nu aveam altă distracție. A încercat să trăiască o viață intimă cu dumneavoastră ca soț-soție. A întrebat cu prudență psihologul. Bineînțeles, am negat cât am putut de mult timp, dar în cele din urmă a devenit resentimentar, spunând că era datoria mea, că nu aveam dreptul să-l refuz. Și în cele din urmă a trebuit să cedez în fața lui. Nu am simțit nimic cu el, nimic. Am închis ochii și am îndurat, am îndurat. Și l-am urât cu tot sufletul meu. Andrei nu a mai putut suporta și a pus caseta pe pauză. Inima i-a explodat literalmente de durere. Era nebunește de greu să asculți asemenea mărturisiri. A luat niște coniac de la bar și a turnat o jumătate de pahar și l-a băut dintr-o înghițitură. Abia atunci Andrei a putut să se reapuce de privit. Aveam de gând să fug. A continuat Ana. Viața cu acest om era absolut insuportabilă. Nu știam la cine să mă duc, unde să mă duc, dar cel mai important era să nu rămân cu el într-o zi s-a grăbit, întârzind la serviciu, și a uitat să mă închidă cu cheia. Nu-mi venea să cred ce noroc am avut, am sărit în curte în haine, fără haine, fără bani. Am vrut să fug, dar el s-a întors la jumătatea drumului. Amintindu-și că ușa era descuiată, m-a tras acasă literalmente de gât ca pe un câine. Era furios. V-a lovit vreodată. Cu prudență a întrebat psihologul. Fizic nu, dar m-a amenințat zilnic în fiecare secundă și m-a distrus moral, m-a umilit, m-a călcat în picioare mi-a spus Oren și ce soție nerecunoscătoare am fost, că el a făcut totul pentru mine și eu îl scuipam în suflet. Și acest abuz moral a continuat zilnic, minut cu minut. Am început să mă gândesc la sinucidere. Viața nu mai era distractivă pentru mine. Zi după zi, lună după lună, an după an. Muream încet în închisoarea mea. Cum ați reușit să scăpați în cele din urmă? a întrebat psihologul. L-am păcălit. Am început să mă plâng de faptul că nu dorm. Mi-a promis că îmi va aduce somnifere. L-am mințit că am luat pastilele în mod regulat, dar le-am ascuns sub saltea. Când au fost suficiente pastile, i le-am pus în ceai. Când a leșinat și a sforăit, am fugit. De ce nu v-ați dus la poliție? A întrebat psihologul. La început am vrut, dar apoi m-am speriat. Cine m-ar fi crezut? Fără bani, fără acte, fără memorie. O persoană suspectă. Și de asemenea. Mi-era foarte teamă că poliția îl va găsi cumva pe Dumitru și mă va obliga să mă întorc la el e o prostie, presupun, dar nu mă gândeam la aproape nimic în acel moment, cu excepția libertății. Nu am furat prea mulți bani de la el, și nu am vrut să-mi iau telefonul. Pentru că l-ar fi putut folosi pentru a mă localiza. Timp de câteva zile am rătăcit pe străzi, cumpărând pâine și apă, dormind pe băncile din parcuri. Și apoi, apoi l-am întâlnit pe acest bărbat, Andrei. Aveți încredere în el, a întrebat psihologul. Au tăcut o vreme. Andrei s-a încordat așteptând un răspuns. Mai degrabă, da. Pare să fie sincer și deschis cu mine. Îmi pare foarte rău că nu mi-l amintesc deloc. Pare a fi un om foarte drăguț, iar fica lui este minunată. Andrei a zâmbit cu amărăciune. A spus că era fica lui, ci nu a noastră. Jur că îl voi găsi pe ticălosul ăla, Ana. A promis el în șoaptă, uitându-se la ecranul laptopului. Oricine și oriunde ar fi, va plăti pentru tot. În zilele trecute, toată lumea a sărbătorit ziua de naștere a lui Veronica cu veselie. Fica a informat cu bucurie pe toată lumea că mama ei s-a întors. Toți prietenii și cunoscuții au fost șocați. Încet, Andrei le-a readus toate în documentele lor de mai multe ori, el și ea au mers la poliție pentru a depune mărturie. Căutarea ticălosului era în desfășurare, dar până acum fără rezultat. Într-adevăr, pe cine să-l căutăm? Nu are nume de familie sau adresă. Ana a încetat treptat să mai fie tratată. Andrei se dezgheța. A găsit un teren comun cu Veronica chiar mai repede. Din exterior păreau din nou o familie adevărată, ca înainte. Dar asta nu a fost suficient pentru Andrei. Voia ca ea să simtă mai mult decât recunoștință pentru el. Își dorea ca ea să-l iubească din nou așa cum o făcuse înainte. Pentru a ajuta la trezirea mintirilor, a vorbit mult cu Ana despre trecut, așa cum i-a recomandat un psiholog. Medicii l-au asigurat că amintirea ar putea reveni în orice moment, doar o tresărire. Andrei a rememorat câteva întâmplări amuzante din trecutul lor comun, adus o pe Ana în locurile lor preferate din oraș. Au mers la cafenelele lor preferate și, apropo, Andrei știa sigur că felul de mâncare preferat al nei era frigăruiul de pește. Într-o zi a scos din sertarul biroului un album foto vechi din perioada școlii. Îl a arătat Anei și a numit pe nume toți colegii și profesorii. A răsfoit paginile. Dintr-o dată i-a ridicat mâna și a expirat răgușit. Așteaptă! S-a uitat la ea, speriat, atât de palidă era. Ce s-a întâmplat? Întreabă, ei, el, Ana, este îngrijorată. El, a indicat cu degetul într-una din pozele de la absolvirea școlii. Cine este el? Nu a înțeles Andrei. Ei bine, dumitru, presupusul meu soț. Andrei și-a mutat privirea spre imaginea pe care o arăta. A crezut că nebunește. Ești sigură. A întrebat el cu o voce încordată. Absolut dezgustător. A exhalat, Ana. Nu voi uita niciodată în viața mea chipul acela. Din fotografie, Iuriei privia, zâmbind vesel. Puzleul s-a asamblat instantaneu în mintea lui Andrei. Și-a amintit imediat cum Iurie încercase să se dea la ea și cum ea îl refuzase. Și a venit în minte și întâlnirea ciudată din magazin, la un an după ce dispăruseră. Și toată lumea a crezut că Ana a murit. Îl văzuse apoi pe Iurie cu un cărucior în care, pe lângă alimente, se aflau și lucruri clar feminine, un fel de cosmetice de îngrijire, fie cremă, fie scrub. De asemenea, Andrei își amintește clar cât de ciudat a fost comportamentul lui Iurie la vederea lui, ca și cum s-ar fi speriat teribil. A abandonat imediat căruciorul și a ieșit în fugă din magazin. Aparent, atunci Ana locuia deja cu el, închisă între patru pereți ca într-o cușcă, iar Iurie se temea foarte tare că cineva va afla despre asta. Andrei s-a dus imediat la poliție, iar în câteva ore, Iurie era deja scos în cătușe din ușa propriei case. El risca până la 12 ani de închisoare pentru răpire și nici măcar legăturile părinților săi nu l-au ajutat. La proces, Iuria a plâns, s-a pocăit și a cerut iertare de la toată lumea. Ana a spus că dragostea lui din școală devenise de mult timp o manie, o pasiune dureroasă pe care nu a reușit niciodată să o depășească în sine. Mergând chiar la aceeași universitate cu Ana, în speranța de a se apropia de ea. Dar numai că ea nu i-a acordat atenție și în cele din urmă s-a căsătorit cu Andrei. În acea zi, Iuria a întâlnit-o din întâmplare pe stradă și a fost lovită de o mașină, doar că era mașina lui. O privea fix pe Ana pe o trecere de pietoni și nu a avut timp să frâneze, de parcă ar fi căzut în hipnoză. Iurie s-a grăbit să o ajute pe Ana și a dus-o la o clinică privată, aflând că aceasta își pierduse memoria și nu recunoștea pe nimeni. Ba chiar se bucura că nu va trebui să se lupte cu Andrei pentru că i-a lovit soția pe trecerea de pietoni, a mințit că este soțul ei și a compensat lipsa actelor în regulă cu o sumă mare de bani situația s-a dovedit a fi profitabilă pentru Iurie. Ana pur și simplu nu își putea aminti nimic. Acesta a fost pentru el un adevărat, dar și visul vieții sale. Chiar credea că din acea zi el și Ana vor începe o viață nouă, lungă și fericită. Dar se înșelase amarnic. Nu degeaba a fost inventat proverbul forțat că nu vei fi drăguț și astfel, oricât de mult ar fi încercat, nu a putut deveni. Au trecut zile, săptămâni, luni. Ea încă nu-și amintea nimic, dar Andrei a așteptat cu răbdare. Aștepta ca ea să-și amintească într-o zi cât de mult îl iubea și era dispus să aștepte la nesfârșit, atât cât era nevoie. Într-o după amiază călduroasă de duminică, familia a mers în parc. Au mâncat înghețată, s-au plimbat, au râs vesel și... În general, părea o familie perfect fericită și armonioasă. Dintr-o dată, Andrei s-a încordat. Și-a văzut părinții mergând spre ei pe alee. Nu-și vorbiseră de ani de zile, nu se suna seră, iar acum era clar că nu era pregătit să se întâlnească cu ei. Și ei păreau confuzii și puțin stânjeniți. Bună ziua, fiule!" a spus tata cu genială. Bună, tată!" răspunse Andrei. Andrei, știm cu toții, ni s-a spus că Ana s-a găsit. Ce fericire!" Suntem atât de fericiți cu tatăl tău!" Mama a rugat-o timid pe fată să o cunoască pe nepoata ei. Dar înainte de a putea răspunde, Andrei nu a spus nimic dintr-o dată se auzi vocea calmă și rece a anei. Nepoata? Serios? În sfârșit v-ați amintit că se pare că avei o nepoată după atâția ani. Andrei o privi fix pe Ana. Nu-i spusese despre relația lui dificilă cu părinții lui, ca să nu se enerveze inutil. Dar cum a aflat? Ana. Verifică el cu prudență știi de ce Veronica nu și-a cunoscut bunicii? Ana îl privi cu o expresie ciudată. Ce întrebare? Bineînțeles că știu. Pentru că părinții tăi nu mă suportă și cred că sunt un plebeu nemeritat care le-a răpit singurul lor fiu. Ana. A șoptit Andrei. Neîncrezător. Și când ziua nunții noastre? Este pe 2 iulie, desigur a spus ea în gura mare. Ce întrebări prostești, Andrei? Ți-ai recăpătat memoria. Spuse el liniștit, uitându-se la ea cu toți ochii. Și-a rotunit ochii. Memoria? De ce ar trebui să-mi revină? Nu sunt o bunicuță bătrână să o pierd. Îmi amintesc totul perfect. Și deja o luase în brațe și o învârtea ca într-un carusel, strigând entuziasmat. Ura! Ura! Amintirea ți-a revenit! Dăm drumul! Nebunule! Râzând, Ana s-a împotrivit. Oamenii se uită, dar lui nu-i păsa deloc de ei. Era fericit pentru că o ținea din nou în brațe pe iubita lui, singura și unica lui soție, cu care acum vor trăi cu siguranță o viață lungă și foarte, foarte fericită.